Ai avut emoții așa? Adică a fost simplu? Nu, am avut foarte mari emoții, tremuram, nu puteam să le spun colegilor, să atacă, că vreau și eu să aud numărul la chischeș, fapt să-mi spun. Mă ascultai zi de zi? Zi de zi. Da? I-am stresat. Numărul! Au mai fost câștigători din Galați, adică câștigători care au fost una din Galați și tot timpul aceleași emoții. Galați? A fost premiu de 8.900 și s-a câștigat mașina și premiu. Păi, zic, nu mai moftic, nu mai pot, gata, nu știu. Și astăzi nu mai moftic. Păi, nu ți-a dat mașina că nu-ți trebuia. Nu mai trebuie mașina. Păi, zi-ne așa despre tine. Au, ce-a zis? Acum, na, ești invidiată de toată țara, nu? În momentul de față, cred că este cam greu să vorbesc ca bun, dar pe emoții totuși. Păi nu, zi-n așa de... Fericită. Da. Și acum o simt și împlinită. Și a fost simplu, nu? Da, a fost. În momentul de față a fost simplu, deci îți dai seama. Așa, un telefon. Acum îți dai seama că... Toți bărbații așa, toți tinerii cam... ești foarte tentant, apartament. Dar am înțeles că, na... Asta e. Păi să-i salutăm, nu? Fă-le cu mâna celor. Vezi? Da. Sunt mult prea fericit, așa că nu mă interesează decât de nimeni. Azi dimineața, ție, râd în continuu, trec cu galați, cu toți părții, am câștigat, deci nu pot să mă calmez.